Mulțumesc pentru acest popas muzical și în mod special pentru că în inima mea a stârnit oarecum ceea ce noi numim dor și am încercat să mă gândesc că unii dintre cei care stăm aici și aș fi chiar încântat ca toți să fie o zi sau o noapte sau o dimineață sau o seară când ochii noștri să vadă fața Celui pe care îl numim Iisus Hristos. Și, dragii mei oameni, chiar dacă încă nu aveți suficientă putere să credeți lucrul acesta, provocați-L pe Dumnezeu ca să vă dea pentru a avea ocazia să vedeți alte categorii existențiale și nu alte în înșiruirea celorlalte, ci singurele în care omul se va resimți acasă. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin. Îngăduiți-mi de asemenea să vă spun din nou seara bună și bine ați venit la locul acesta pe care îl numim adunare sau biserică sau un loc mai ciudat. Se uita cineva la o invitație de genul acesta și provocarea titlurilor a fost de nestăpânit. Și când a văzut locul unde se desfășoară, nu mă pot duce acolo că mi-e rușine. Mă vedea cineva și cine știe ce zice. Da, este o vorbă românească. Cui rușine moare de foame. Și cui îi e rușine de Dumnezeu, moare nemai având niciodată veșnicia. Iubiții mei oameni, Dumnezeu apreciază deschiderea voastră sufletească de a petrece momentele acestea de seară în locul acesta în care poate pentru unii ar transmite o idee de jenă. În realitate este o glorie. Aș vrea să deschidem din nou Scriptura, obișnuiți de acum, pentru cei care am participat aproape în fiecare seară, în una din poeziile Sfintei Scripturi, o poezie scrisă de poetul Moise, sau mai bine spus, așezată în Scripturi la provocarea lui Dumnezeu de către acest om, și aș vrea să citim versurile deja cunoscute din ea, versuri ce nu se uzează, de fapt, după cum ați observat de când ați început să mergeți la școală, scrierea poetică nu uzează mesajul. Ești capabil câteodată să citești o poezie de sute de ori și mesajul parcă e mai frumos, mai întreg, mai... Nu? Uneori, așa în stângăcia mea, sau nici nu știu cum să o numesc, o mai provoc pe mama sau pe alte persoane din jurul meu și recit câteva versuri din poezia Mama de George Coșbuc. Și măcar că sunt aceleași vreascuri, și măcar că e același foc, și măcar că e aceeași potecă încurcată, nu te saturi să o zici. Nu te saturi să o zici. Nu? Și când ajungi acolo, scapi fusul jos, nimic nu zici, când fusul se desfiră, te uiți la el și nu-l ridici, și fetele se miră, și parcă zici de câteva sute de ori și de fiecare dată are altă culoare lână, cade altfel fusul și parcă lacrimile mamei sunt altfel așezate în versuri. Aș dori să prindeți gustul acestor versuri ale Scripturii
și să provoace în mintea voastră și în inima voastră, ori de câte ori vă veți aduce aminte de ele, noutatea, dacă vreți, cuvântului lui Dumnezeu, sau mai bine spus, prospețimea vieții pe care Dumnezeu o pune în textul Sfintelor Scripturii. Așadar, Psalmul 90, începând cu versetul 9, citim următoarele cuvinte. Toate zilele noastre, adică ale mele și ale tale, fără excepție, toate zilele noastre pierd de urgia ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucrul cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere, căci trece iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale și la urgia ta, așa cum se cuvine să se teamă de tine? Învață-ne, Doamne, să ne numărăm bine zilele, ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Amin! E așa de frumoasă poezia aceasta. Are atâtea noutăți în ea, are atâta seriozitate și are atâta viață. Nu? Și dacă te uiți atent, e plină de farmec poetic, e plină de nuanțe peste care nu poți să treci, ți-ai permite să le numești legi, nu? Anii vieții noastre se întind către 70, pentru cei mai tari se duc la 80 și un pic, dar sunt niște legi peste care nu treci. Măcar că-ți dorești, măcar că visezi, măcar că depui efort, măcar că îți cauți un context de prieteni care să poată influența în vreun fel legile acestea, nu poți să le treci. Cercetarea noastră sau de acum încolo poate plăcerea noastră sau noutatea noastră pe care am așezat-o sub titlul Dacă ai ști ce înseamnă viață, i-am pus ei un radical și în seara aceasta. Dacă ai ști ce înseamnă viață, ai tresări la ofertele cerului. Dar pentru că nu știi ce înseamnă viață, ești indiferent. Te-ai obișnuit cu această încurcătură și întuneceală viață de cârtiță, nu? Și te-ai obișnuit atât de mult cu ea, încât nu tresari la ofertele cerului. Și în mod normal, ar trebui să ai alte pretenții despre tine. Tu ești cel care conjugi așezarea stelelor pe cer. Tu ești cel care conjugi forța exploziei. Tu ești cel care conjugi, să spun așa, talentul creator din tine. Tu ești cel care a început să conjugi genele dintr-un loc în altul. Tu ești cel care conjugi un organ din trupul unui om, în trupul altui om. Și dacă tot te răsfeți în această aparentă apreciere de tine însuți, m-aș aștepta să tresari la ofertele cerului. Însă, faptul că nu tresari la ofertele cerului mă constrânge să cred că nu știi și nu vrei să știi ce înseamnă viață. Mesajul acestei seri are titlul Lege și tocmeală. O expresie comună în limba noastră românească. Nici nu știi ce e mai frumoasă, legea
sau tocmeala? Cum simțiți? Te duci cu mașina și numai vezi că zici că iese din pământ, nici nu știu unde a stat ascuns polițaiul și când iese, se moaie genunchii, ți-aduce aminte legea, ai șcălcat-o și acum când vine la geam începi, eu duhovnicește, alții nu știu cum încearcă, știi, Dumnezeu să-ți dea sănătate. Și se uită la mine, mă măsoară lung, așa, și barba, așa, unii direct, alții cu rezerve. Doamne ajută, Părinte! Da. Și începe tocmeala. Cu câte unul merge, cu altul nu merge. Și stai și te gândești, o fi mai bună legea sau o fi mai bună tocmeala? Cum simțiți? La noi în casă, acum s-au cam desfițat legile, dar erau, nu chiar toate, erau legi foarte serioase. De exemplu, dacă te prindea cineva că ai băut din sticlă și nu din pahar, primeai 5 coxuri. Fără pardon, dacă te prindea că ai avut niște degajări zgomotoase după ce ai mâncat, primeai una peste gură, stătea în gât. Erau legi și copiii mei erau mici și au fost la părinții mei. Fiică mea. Și mama mea a avut o reacție din asta interesantă. Și s-a uitat de ea că nu-i face nimeni nimic. Și întreabă pe mama, mama neștiind despre ce zice, bunica, dar aici nu sunt legi. Ea aștepta ca orice om care se comportă într-un anumit fel să împice sub incidentul legii. Nu? Întreb, cum te simți confortabil în sufletul tău? Cu lege sau cu tocmeală? Vedeți, când te uiți la această poezie a lui Moise și vezi cum zilele mele și zilele tale pierd sau sunt omorâte de urgia lui Dumnezeu, o lege peste care parcă nu poți trece, când vezi că anii mei și anii tăi sunt blocați la un moment dat și trece miute, o lege peste care parcă nu se poate trece, când vezi că omul, adică eu și tu, nu căutăm în niciun fel să ne însușim în sufletul nostru frica de Dumnezeu, parcă e o altă lege peste care nu poți să treci, și când vezi că folosind toată înțelepciunea, atât a ta personală cât cea cumulată istoric, nu te ajută să-ți numeri bine zilele nici măcar a unei săptămâni, o altă lege peste care parcă nu poți să treci, când vezi lucrurile acestea, parcă te duce mintea că ar fi mai bine cu tocmeală. Dragii mei, există o tensiune fals creată în creștinism și nu numai, și între noi, cei de față, o tensiune creată între lege și har. Și existăm unii dintre noi care iubim foarte mult harul. Mi-aduc aminte de frați de-ai mei care mereu când se spune anumit lucru, zice, ăsta e legalist. Și un legalist n-are ce căuta în ceruri. Iisus Hristos este har. Pe urmă l-aud pe celălalt. Zice, măi frate, har, dar nu vezi că n-arată nici cum. Păi dacă nu-i lege, n-are niciun rost harul. Și așa de an și an de zile împărțim legea și harul. Unii au har și alții au lege. Voi ce aveți? Și una și alta. Ce pretenții frumoase aveți voi despre voi. Nu. Însă, dragii mei, vreau să vă spun în seara aceasta o noutate. Sau poate că nu e o noutate. Nimeni dintre oameni n-a fost chemat să aleagă între lege și har. Nimeni dintre oameni n-a fost chemat să iubească mai mult harul și mai puțin legea, sau mai mult legea
Sau mai puțin legea și mai mult harul. Nu! Oamenii au fost chemați să aleagă între Dumnezeu și Satana. Și fiecare om, fie că e conștient, fie că nu, fie că alege un moment sau vine de la sine, fie că își propune sau nu își propune, fiecare dintre pământeni alege între Dumnezeu și între Satana. Alege între stăpânul acestui univers care îmbracă dragostea în ființa sa și între Satana, stăpânul acestei lumi pentru o vreme, care îmbracă tot necazul și toată moartea în jurul său pentru ca să o desăvârșească în distrugerea mea și în distrugerea ta. Și dacă îl alegi pe Dumnezeu, îl alegi cu legea și cu harul lui, și dacă îl alegi pe Satana, îl alegi cu legea și cu harul lui. Iar de obicei, cei în mintea cărora se creează conflictul acesta, că nu știe ce să aleagă, de obicei, omul acela, chiar dacă sunt eu, încă nu și-a revenit clar cu privire la ce este Dumnezeu. Sigur că uneori noi am vrea legile lui Satana și harul lui Dumnezeu, dar asta nu se poate. Sau alte ori am vrea legile lui Dumnezeu și harul lui Satana. Nici asta nu se poate. Îmi pare rău, e o veste poate tristă pentru voi, dar nu se poate. Și aș vrea, dragii mei, în cele ce urmează, să vă arăt din Sfânta Scriptură câteva situații ale legii lui Lucifer. Pentru ca să vedem dacă decidem spre ceva, de ce și cu ce urmări. Prima lege a Satanei, sau printre primele, dacă pot să le numesc așa, este notată în cartea Genesei la capitolul 3. În dialogul pe care îl are Lucifer cu Eva. Genesa la capitolul 3 cu versetul 4 și 5. Are loc acolo un dialog și femeia, să-i spun așa, surprinsă de frumusețea, de elocința, de cunoștința pe care o avea șarpele din pom, da? Se destăinuie spunându-i, mi-a zis Dumnezeu că să nu mănânc din pomul acesta și să nu mă ating de el, pentru că în ziua în care mănânc, voi muri. Și Satana declară următoarea lege. Hotărât nu vei muri! Am rămas destul de șocat, nu de faptul că Eva l-a crezut, ci de faptul că 7 miliarde aproape de oameni de pe planeta Pământ astăzi cred legea aceasta a lui Lucifer mai mult decât a crezut-o Eva. Voi știți că veți muri, dar niciunul din voi nu crede. Fiecare dintre voi speră că se va întâmpla ceva și scapă. Dar stai liniștit că nu scapi. Pentru că dacă tu ai crede că mori, tu n-ai sta cum stai. Numai un pic să-ți bată inima iurea. Luată, fugi la spital, de n-ai văzut. Pentru că atunci crezi că s-ar putea să mori. Dar așa când mergi normal, știi că îți vine să mori, poate, dar nu crezi. Și asta din cauză că nu știi ce înseamnă viață. Dacă ai ști ce înseamnă viață, ai tresări la ofertele cerului. Satana
și a proiectat prin Eva în toți urmașii ei această lege: hotărât nu vei muri. Am ascultat printr-unul din profesorii mei, prin doctorul Inci, un profesor din străinătate, care a fost vreo 15 ani pentru specializare în Israel și în lumea musulmană, și acolo a cunoscut un general de armată, evreu, ce în tinerețe era ateu. Și l-a învățat mama sa religia aceasta evreiască, dar când a crescut el și era așa tânăr, a zis: tot ce zice mama e o poveste. Și într-o zi s-a luat hotărât la pădure ca să își arate sieși că de fapt Dumnezeu nu există și că legea diavolului este adevărată. Și s-a dus, povestea el, s-a dus la pădure, s-a așezat lângă un copac uriaș și a zis: vezi, Dumnezeule, tu nu existi. Dacă tu ai exista, ai răsturna acum copacul ăsta pe mine și m-ai omorâ. Să văd. Asta câteva fracțiuni de secundă, copacul n-a căzut pe el, îți vezi, tu nici nu existi. Și a băgat mâinile în buzunar și a plecat. După mai mulți ani, în războiul de 7 zile, era încercuit de armatele egiptene sau ce știu ce au fost pe acolo și urma să moară cu toată armata lui care o avea acolo. Și nu putea să doarmă de jalea care o avea în suflet. Și în timp ce stătea, era noaptea, povestea acest om de armată, în timp ce stătea noaptea așa între somn și veche și teroare, și-a adus aminte cum îi citea mama sa din Vechiul Testament despre Iosua cu poporul iudeu, pe unde a mers și cum a făcut, și imediat în mintea lui și-a dat seama că este într-un loc în care e exact drumul pe care a mers Iosua cu armata când urma să-i omoare pe cananiți. Și-a chemat încă câțiva din slujitorii lui și a reconstituit pe hartă și și-a dat seama că era un fel de, nu știu cum să-l numesc eu, așezat prin foarte încurcat, un fel de viaduc sau nu știu cum să-i zic eu, care a fost drumul vechi al lui Iosua, făcut cu nu știu câte mii de ani în urmă. Și a luat toată armata lui și pe drumul acela și-a scos armata din încercuitura aceea a arabilor și nu i-a fost nici măcar rănit niciun soldat. Și după ce a trecut dincolo, n-a mai zis: dacă ai exista, ai răsturnat copacul pe mine. Și cu rușine, acest om de armată povestea acestui teolog cât de nemintos a fost crezând legea satanei. Hotărât nu vei muri! Dragul meu, tu nu ai de ales între lege și har. Tu ai de ales între Dumnezeu și satana și poate că deja ai ales. Și dacă l-ai ales pe cel rău, l-ai ales cu legile lui și cu harul lui. Și crezi în mod nebun legea aceasta: hotărât nu vei muri. Dar să știi că e o lege care cade. Aș vrea să vă spun o altă lege. Legea aceasta, dragii mei, hotărât nu vei muri, de fapt proclamă adio veșnicie.
toți cei care cred și își însușesc această lege a lui Lucifer, nu fac altceva decât scrie pe viața lor, cu litere mari, adio veșnicie. Și toate demersurile celelalte pe care le faci ca să te înveșnicești sunt fără rost, pentru că supus legii diavolului, hotărât vei muri. Nu hotărât nu vei muri. Dacă ai ști ce înseamnă viață, ai tresări la ofertele cerului. Dar pentru că nu știi, ești ceea ce ești. Aș vrea să vă mai spun din Scriptură o altă lege a satanei. În cartea întâia epistola lui Petru, la capitolul 5, începând cu versetul 7 și 8, spune cuvântul lui Dumnezeu că satana urlă și răgnește ca un leu, neștiind pe care dintre oameni să-l înghită. N-am fost de față sau n-am avut ocazia să văd cum urlă un leu sau cum răcnește. Mi-au povestit alții că atunci când răcnește leul în mânia lui, tremură pădurea din jurul lui și este un simțământ groaznic. Când îți însușești, dragul meu, legile satanei, scrii mare pe fruntea ta, adio, liniște! Păi de ce crezi tu că n-ai liniște în casă? De ce crezi tu că n-ai liniște la servici? De ce crezi tu că n-ai liniște pe stradă? De ce crezi tu că ești tot timpul nervos? De ce crezi tu că ești tot timpul ca un buboi, cum te-a atins cineva, cum sări? E normal! Pentru că ai ales să te supui unei legi într-un loc unde lângă tine urlă diavolul ca un leu, neștiind cum să te înghită. Și liniștea ta s-a dus. S-a dus. Eram acasă la părinții mei și am avut un câine lup. Și ne-am ocupat foarte mult de el, era destul de dresat, așa cum am știut noi, făcea foarte multe lucruri. Îl trimiteam cu coșul în gură până în sat, la cooperativă, cum era atunci la magazin, și dacă acolo era mama, îi punea ceva în coș și el aducea înapoi acasă. Deci făcea foarte multe lucruri. Și câteodată îl luam în casă. Și odată l-am luat în casă și ne-am tot jucat acolo și pe urmă, cum eram copii, am ațipit în pat. Și a venit un străin în curte. Și câinele nu s-a gândit că el e în casă și că trebuie să latre numai afară. Și când a început să latre o dată în casă, am sărit din pat de parcă eram în iad. Un câine doar a lătrat în casă. Oare cum o fi să urle un leu? Și acum nu te supăra pe mine. Îți dai seama de ce ești așa? Păi când urlă dracul la tine în casă, păi cum poți să stai tu să ai liniște și desfătare? Și urlă nu ca să se sperie cei de afară, ci urlă ca să te înghită pe tine. Lege și tocmeală. Ce-o fi mai bun, legea sau tocmeala? Noi nu avem de ales între lege și har. Noi avem de ales între Dumnezeu și satana. Și cine îl alege pe Dumnezeu, îl alege cu legea și harul lui. Și cine îl alege pe satana, îl alege cu legea și harul lui. Și combinații nu există. Iar legea satanei este adio liniște.
În al treilea rând, aș vrea să vă mai dau un exemplu. La un moment dat, stă de vorbă Domnul Iisus Hristos cu apostolii. Lucrul acesta îl găsiți în Luca, la capitolul 22, cu versetul 31. Stând de vorbă cu apostolii, vorbește la un moment dat cu Petru și zice, Petre, zice, fii atent că Satana a cerut să vă cearnă ca grâu. Dar eu m-am rugat pentru credința ta. Legea Satanei, dragii mei, când îl alegi pe Satana să fie stăpânul tău, pe lângă adio veșnicie și pe lângă adio liniște, mai spui al treilea adio, adio comentarii. Vă știți de ce comentați atât de mult și vă puteți permite să dați replici, să puneți întrebări și răspunsuri și așa mai departe? Pentru că încă nu sunteți pe de-a întregul al lui. Când ești pe de-a întregul al Satanei, s-a terminat cu dreptul la cuvânt. Sau nu vă vine să credeți. E ca în sită, are o anumită mărime pânza de acolo, pui făină sau grâu și cerni. Și trece prin sită exact realitatea care are mărimea respectivă. Cealaltă nu trece. În momentul în care ai fost de acord în vreun fel sau altul să accepți să intri sub jurisdicția legii și a harului celui rău, adio comentarii. Prima dată pozează de galant, pozează de bunătate, pozează de eleganță, dar după ce a pus mâna pe tine, să te ții bine, dragul meu. Vă aduceți aminte povestea aceea ce am învățat-o cu toți la școală cu Pinocchio, nu? Și-a făcut bătrânelul un copil din lemn, a mers la școală și a venit cei răi și au început să-i vorbească frumos, că se duc în țara cu jucării și așa, și așa, și așa, da? Până când i-a dus. După aceea îi făcea pe toți ce? Aduceți aminte? Măgari. Și nu știu, îi vindea sau nu mai țin bine minte povestea, nu mai știu ce era cu treaba asta. Nu. Deci, aparent pare că dacă îl alegi pe Dumnezeu, trebuie să tragi fermoarul. Dar dacă l-ai ales pe Satana, acolo poți vorbi, ești liber, te poți respecta, nu ești... În realitate, când l-ai ales pe Satana, dragul meu, adio comentarii. El cerne ca grâul. Ce a trecut prin sită, e trecut. Și ce nu trece, e rămas. În situația aceasta de incertitudine, dragul meu, dacă ai ști ce înseamnă viață, ai tresări la propunerile cerului. Pentru că legea aceasta a prăpădirii zilelor mele și a zilelor tale este o lege peste care se poate trece. Pentru că legea aceasta de a merge viața mea și viața ta până la 70 sau 80 de ani este o lege peste care se poate trece. Pentru că frica aceasta care ar trebui să o aibă omul față de Dumnezeu și nu o are este o lege peste care se poate trece. Și pentru că faptul că n-am învățat să ne numărăm bine zilele e o lege, este o lege peste care se poate trece. Și lucrul acesta se face în momentul alegerii. Scuză-mă că te întreb, dacă ar fi pe de adevăratele să alegi în seara asta între Dumnezeu și demon, pe cine l-ai alege? Și toți răspundeți, pe Dumnezeu. Să fim serioși. Dacă ar fi de adevăratele răspunsul ăsta, l-ați fi ales de mult.
dar oamenii nu-L vor pe Dumnezeu pentru că nu știu ce înseamnă viață. Aș vrea în cele ce urmează să vă spun câteva lucruri despre legea lui Dumnezeu. Nu neapărat ca o antiteză, ci ca o curiozitate. Vedeți, legea satanei, printre altele, că-s multe, când ți-o însușești, când îl alegi pe el, ai terminat cu veșnicia, ai terminat cu liniștea și ai terminat cu comentariile. Când în schimb îl alegi pe Dumnezeu, cu legea lui și cu harul lui, multe lucruri sunt altfel. În primul rând, sau printre primele rânduri, cel care alege legea lui Dumnezeu, prin această decizie, dă o anumită stabilitate ciclului natural numit de noi. Aș vrea să vă citesc un pasaj foarte interesant în Levitic, la capitolul 26. Levitic, capitolul 26. Cu versetul 3 începând, spune așa: dacă veți urma legile mele, dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, voi trimite ploaie la vreme, pământul își va uda roadele și pomii de pe câmp își vor da roadele. Abia veți trăiera grâul și veți începe culesul viei și culesul viei va ține până la semănat. Veți avea pâine din belșug, veți mânca și vă veți sătura și veți locui fără frică în țara voastră. Și omul, în loc să asculte de Dumnezeu, umblă cu găleata și cu irigații și aruncă sulf în ceruri ca să nu se strice ozonul și să ne pârlească soarele. Ca la casa de nebuni. Și nimeni nu știe că pe noi încă nu ne pârjolește soarele pentru că mai este vreo babă sau vreun moș într-un colț plin de jeg și fără baie acasă, care stă pe genunchi până face bătături și zice: Doamne, ai milă de mine! Și în numele credinței acelei babe și acelui moș, mai dă Dumnezeu ploaie și soare! Pentru că oamenii aceia iubesc legea lui Dumnezeu. Și noi umblăm, ne sfâșiem sufletele de știința nebună pe care o avem. Ce frumos spune Dumnezeu: dacă vei ține poruncile mele și legile mele, îți dau ploaie când trebuie, îți dau soare când trebuie, vei secera, via ta va face struguri și o să tot culegi până când semeni din nou. Dragul meu om, dacă ai ști ce înseamnă viață, ai tresări. Spuneam cu vreun an și ceva în urmă, nu? Când a fost necazul acesta din insulele, cu valurile acelea care au omorât atâta mari de om, n-am auzit pe niciun post de radio, în niciun ziar și la niciun televizor să zică planeta Pământ: bă, hai să ne pocăim. Și au zis: hai să punem nu știu ce prin ocean, să simțim când dă să vină și apoi să ne luăm măsuri și să eliberăm locul, să-i ducem pe oameni, să-i salvăm. Doamne iartă, dacă Dumnezeu vrea, ia așa o plasă de un leu cu apă și te-o toarnă aici în cap și te-o necat. Și el umblă să pună, să simtă când vine. În loc să zică: Doamne, iartă-mă. Dragii mei oameni, chiar nu-i târziu și chiar ar fi bine și frumos să vă respectați ținuta de oameni. Aveți de ales între Dumnezeu și diavolul. Nu sunt alte opțiuni și ceea ce alegi, cu aia rămâi.
când îl alegi pe Dumnezeu cu legea și cu harul lui, există și stabilitate în ciclul pe care Dumnezeu l-a creat cu privire la ce este natura. Și vă aduceți aminte, cei mai cunoscători de Scriptură, când Dumnezeu vrea să distrugă Sodoma și Gomora, îi spune lui Avram, adică Avram îi zice, Doamne, păi poți să distrugi pe unul și pe altul, dacă-s 50, dacă-s 40, dacă-s 30, dacă-s 20, dacă-s 10. Și îi zice lui Avram, măi Avrame, oprește, dacă sunt 10 înși acolo, iert cetățile și îi las cu homosexuali, cu lesbiene, cu nelegiuiri, cu îi las dacă sunt 10 oameni buni. Și n-au fost 10. Așa că tu te bucuri că îți mai rodește cucuruzul, dar nu-i din cauză că tu lirici cu apă, ci din cauză că pe aici, pe undeva, în vreo înfundătură, mai este vreun om care respectă legea lui Dumnezeu și din cauza lui mai ești binecuvântat și tu. Lege și tocmeală. Aș vrea să vă mai dau câteva exemple importante, zic eu, pentru seara aceasta, nu? Când îl alegi pe Dumnezeu cu legea și cu harul lui, ai o anumită stabilitate interioară. În cartea profetului Isaia, la capitolul 48, cu versetul 17 la 19, da, zice acolo cuvântul, dacă vei asculta legile și poruncile mele, atunci pacea ta va fi ca un râu și liniștea ta ca valurile mării, adică imensă. N-ai tresărit că s-a scumpit motorina cu 20 de bani. Ai de mine, nu mi-ajung banii. N-ai tresărit că vai, vin ăștia cu legile nu știu care și n-ai cum. Cel care îl alege pe Dumnezeu cu legea și cu harul lui are o stabilitate existențială fără margini. Și dacă ai ascultat de legile și de poruncile mele, liniștea ta, pacea ta ar fi ca un râu și liniștea sufletului tău ca valurile mării. Milioane și milioane și miliarde de tone de grămezi de apă. Așa ar fi în sufletul tău, milioane și miliarde de tone de liniște și de pace. Nu te vezi și tu fugi repede să tragi o țigară, să te liniștești măcar două secunde. Sau îți pui de un pahar ca să-ți damblagească capul, să poți o zi să treci fără griji. Omule drag, hai un pic cu tine în fața oglinzii. E așa de mult har la Dumnezeu, e așa de multă siguranță. Iar când îl alegi pe El cu legea Lui și cu harul Lui, ești miliardar de liniște și de pace. Exista cândva tipul acesta de liniște în satul românesc, nu prea mai există. Pe aici, pe acolo, în casa mea, țin minte, în casa părinților mei, întotdeauna cheia de la ușă era afară. Deci nu închidea pe dinăuntru ușa. Cheia e afară. De când mergi, dacă te duci ca străin, să o vezi acolo, să o poți învârti ca să intri în casă, nu să se închidă pe dinăuntru. Și noi la apartamente cu câte 6 din alea în joc, 6 în sus, și nu mă vezi că ți s-o băga pe geamul din, pe gaura de la nu știu unde și ți-o fura portofelul care l-ai lăsat lângă sacuscă. Na.
chiar este satirică treaba. Când îl alegi pe Dumnezeu cu legea și cu harul Lui, pacea și liniștea este absolută. Aș vrea să-mi permit un pic să intru în unele lucruri, să zicem așa, practice ale zilei, nu? Păi dacă îl alegi pe Dumnezeu cu legea și cu harul Lui și zice, dacă vei păzi legile și poruncile mele, pacea ta va fi ca un râu și liniștea ta ca valurile mării, păi înseamnă că a dispărut scandalul din casă pentru totdeauna. Înseamnă că a dispărut divorțul din societate pentru totdeauna. Înseamnă că a dispărut crima dintre oameni pentru totdeauna. Înseamnă că a dispărut lupta dintre noi și vrajba, de parcă uneori suntem, avem de împărțit ce unii cu alții. Pentru că în sufletul omului, care îl alege pe Dumnezeu cu legea și cu harul Lui, domnește pacea și liniștea. Iar în zilele în care te surprinzi altfel, dragul meu om, chiar dacă știi tu că ai fi al Domnului, vezi că ești altcuiva. Aș vrea să mă opresc un pic la modelul lui Iisus Hristos, să vedem cum a procedat El în raport cu acest tip de alegere. În Ioan, la capitolul 14, începând cu versetul 15, Domnul Iisus Hristos, adresându-se apostolilor și prin ei neamurilor de oameni ce aveau să vină până astăzi, zice următorul lucru, un lucru foarte interesant. Zice, dacă mă iubiți, veți lua sau veți păzi, veți avea în voi poruncile mele. Când alegi pe Dumnezeu cu poruncile și cu harul Lui, de fapt, stabilești definitoriu tipul de iubire real pe care l-ai tu față de Dumnezeu. Iar cine iubește pe Dumnezeu, stimate om, n-are cum să rămână vreodată de rușine. Cine îl alege pe Dumnezeu, n-are cum să-i crape vreodată obrazul de rușine. Pentru că Dumnezeu este superior oricărei intenții de-a noastre de a crea ceva bun sau chiar sublim. Și repet, noi n-avem de ales între legea și harul lui Dumnezeu, unii vrem legea și unii vrem harul. Noi n-avem de ales să ne batem către fapte sau către har. Noi trebuie să ne batem să-L alegem pe Dumnezeu cu tot ce e a Lui. Pentru că dacă-L alegem pe Satana cu tot ce e a Lui, culegem ce se vede cules. Dacă te uiți la Hristos, vei observa meticulozitatea Lui față de acest lucru. Spune Domnul Iisus Hristos la un moment dat în Sfânta Evanghelie după Matei, eu n-am venit cu harul meu să stric legea. Eu n-am adus un har pentru oameni pentru ca să pun ceva în gura prorocilor și să le închid gura, ci eu am venit ca să împlinesc această lege prin harul meu. Și continuă, câtă vreme nu trec cerurile și pământul, câtă vreme rămâne soarele pe cer, nu pică o iotă din lege. Asta spune Fiul lui Dumnezeu, nu eu. Și vine câte unul, păi nu te spăra, frate Coman, ești tare legalist. Nici nu mă supăr, n-a, ce am eu cu tine de împărțești tu cu mine? Când îl alegi pe Dumnezeu,
îl iei cu legile Lui și cu harul Lui. Mare diferență între ceea ce presupunem noi că ar fi. Dacă ai ști ce înseamnă viață, dragul meu ascultător, dacă ai ști ce înseamnă viață, ai tresări, ai tresări la ofertele cerului, dar pentru că nu știi, ești ceea ce ești. Aș vrea să vă povestesc în câteva cuvinte una din pildele Domnului Iisus Hristos, notată în Matei la capitolul 20, începând cu versetul 1. Spune că împărăția celor se aseamănă cu un gospodar care merge într-o dimineață în piață și caută bărbați, flăcăi, care n-au de lucru și au venit acolo și așteaptă să-i cheme cineva la lucru. Și îi găsește pe primii și ce-i cu voi mai aici? Păi n-avem de lucru. Mergeți, bă, și lucrați în via mea. Dar cât ne dai? Vă dau un leu. Bun. Suntem de acord. Așa. Și după pilda spune că după vreo două ceasuri, iar a venit gospodarul prin piață, o văz pe alții, ce-i cu voi mai aici? N-avem de lucru. Păi mergeți, bă, și lucrați la mine, că vă plătesc. Păi cât ne dai? Păi vă dau un leu. Fugi și altul. Și ultima dată era mija așa să facă seară, mai era vreun ceas să gate ziua de lucru și gospodarul trece iar prin piață. Și vede pe câțiva acolo rozându-și unghiile, n-am făcut nimic astăzi, nu știu ce-o mânca și unde-o dormi. Ce-i cu voi mai aici? Păi, nu avem de lucru. Mergeți, mă, în via mea și lucrați, că vă plătesc eu ceva. Curios, ăștia nu mai întreba când ne dai. S-o gândi și ei, băi, 5 ceas, lucrăm până la 6, na, măcar ne dă de un citron și tot e ceva. Și spune Domnul Iisus Hristos că s-au dus, au lucrat și ei, dar trăgeau tare, bă, hai măcar să iasă de un pahar jumătate, că e năduv mare. Și zice că a venit stăpânul, ora 6 s-a terminat munca, și cum s-a terminat munca la ora 6, o chemat pe unul din casierii lui și zice, auzi, plătește-le. Cât, stăpâne? Păi cât? La toți la fel, mă. Ce-i că unul vin la 6 dimineața și unul vin la 5 după amiază? Lasă-i în amarul lor, că toți sunt necășiți. Și vezi să încep cu aia care a venit pe la 5. Și se duce ăsta, desface chestia asta, mai de mult se numea borseta. Da? Și ia și tot. Fiecare se uita, bă, dacă la ăștia care vin la 5 le dă un leu, pe nouă ne umple straița de bani. Le da la toți cum? La fel. Dragul meu om, or fi aici unii din ăștia care îs legați de scaun, sfinții Sisoi, care cred că numai ei vor fi în împărăția lui Dumnezeu. Ignorați asta. E ceasul al 11-lea și Hristos trece prin piață și face o ofertă. Te rog să tresari. Dacă ai ști ce înseamnă viață, ai tresări la oferta cerească. El vrea să-ți dea exact aceeași plată pe care o dă poate unuia care de zeci de ani muncește. Cum poți să stai indiferent? Sau ce motive ai să stai indiferent? Dacă ai ști ce înseamnă viața, ai sări ca ars. Dar pentru că nu știi, ești așa cum ești. Lege și tocmeală. Dragii mei oameni, am ajuns la o concluzie foarte ciudată în urma studiului pe această temă, pe care vreau să vă spun și vouă și pe care, chiar dacă sună rău, aș vrea să o țineți minte. Știți ce am observat? Că cu satana sau cu diavolul nu te poți tocmi.
El își anunță legile care operează exact și te distrug. Și am constatat că cel cu care te poți stopmi e Dumnezeu. Incredibil! Și din cauza aceasta îmi pot permite în seara aceasta să fac o afirmație, sper să nu-ți mintesc pe nimeni în credință. Diavolul, când îl alegi pe el, el vine cu legea firii care taie, ață tot și distruge tot. Pe Dumnezeu, când îl alegi, el vine cu legea și cu harul lui, dându-ți voie să te tocmești cu el. E incredibil! Aș vrea să vă citesc din Sfânta Scriptură, în cartea Deuteronom, la capitolul 28, începând cu versetul 1, sunt notate câteva cuvinte foarte interesante. Spune așa: Dumnezeu vorbește cu poporul, vorbește cu tine și cu mine și zice așa: hai să ne tocmim! Dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău, păzind și împlinind toate poruncile Lui pe care ți le dau astăzi, Domnul Dumnezeul tău îți va da întâietate asupra tuturor neamurilor de pe pământ. Iată toate binecuvântările care vor veni peste tine și de care vei avea parte dacă vei asculta de glasul Domnului Dumnezeului tău. Vei fi binecuvântat în cetate și vei fi binecuvântat la câmp. Rodul pântecelui tău, rodul pământului tău, rodul turmelor tale, fătul vacilor și oilor tale, toate acestea vor fi binecuvântate. Coșnița și postava ta vor fi binecuvântate, vei fi binecuvântat la venirea ta și vei fi binecuvântat la plecarea ta. Dacă ce? Dacă ce? Dacă te tocmești cu mine și ții legile și poruncile mele. Vreau să vă pun o întrebare. Majoritatea dintre voi sunteți afaceriști. Nu v-ați săturat de afaceri proaste? Nu? Ia uite aici o afacere pe verificate. Dacă păzești poruncile lui Dumnezeu, dacă îl alegi pe el cu legea și cu harul lui, ai făină de mămăligă, ai făină de pită, ai mașină cu care să treci la piață, ai un sădor să nu te plouă. Ai. Vei fi cap și nu coadă. Lege și tocmeală. Și în ciuda oricăror tipuri de judecăți și de așteptări, în ciuda repulsiei pe care fiecare om le are când aude cuvântul lege, am rămas blocat. Majoritatea oamenilor, aproape toți, îl aleg pe Satana cu legea lui, care n-are oscilări. Și foarte puțini, aproape nimeni, nu-l alege pe Dumnezeu să se tocmească. Cât îmi dai, Doamne? Uite-mă, băiatule, cât îți dau. Chiar. Scumpii mei, seara aceasta e o seară unică în sufletul meu și în sufletul tău. Noi nu repetăm planul mântuirii și nu repetăm solia Evangheliei. Seara aceasta este seara ta și seara mea. Este nodul de cale ferată a alegerii tale și a alegerii mele. Cel care îl alege pe Dumnezeu,
cu legea și cu harul său e un fel de om și cel care îl alege pe Satana cu legea lui și cu harul său este altceva. Și toată realitatea aceasta stă în mâinile tale pentru tine și în mâinile mele pentru mine. Și dacă vrei ca zilele tale să nu se mai prăbușească, să nu fie ucise de urgia lui, și dacă vrei ca această fereastră de timp de 70 sau 80 de ani să fie spartă și să plonjezi în eternitatea lui Dumnezeu, și dacă vrei să devină o onoare pentru tine, să te poți teme de Dumnezeu, și dacă vrei să știi să-ți numeri bine zilele pentru ca să ai o inimă înțeleaptă, alege-L în seara aceasta pe Dumnezeu cu tot ce al Lui. Și ai făcut cea mai reușită tocmeală din istoria Universului. E mult? E puțin? Dragul meu, tu ești cel care vei decide. Dacă ai ști ce înseamnă viață, ai tresări la oferta cerului. El să-ți ajute să tresari. Cât farmec și cât atenție la toți le dă cerul, cei care l-au ales. Lasă legea celui rău și în seara aceasta pune în inima ta tocmeala cu Dumnezeu. Dacă vei păzi legile și poruncile mele, pacea ta va fi ca un râu și liniștea ta ca valurile mării. Dacă vei păzi legile și poruncile mele, vei fi binecuvântat la venire și la plecare, lada ta va fi plină de cucuruz, rezervorul tău va fi plin de motorină, sufletul tău va fi plin de zâmbet, vei fi cineva și nu vrei să crezi. Dumnezeu să fie cu tine și să te umple de tot farmecul ceresc. Amin. Aș dori, dragii mei, să ne rugăm împreună. Ne ridicăm în picioare. Tată bun care locuiești în ceruri, în luptele noastre dintre lege și har, dintre viață și moarte, dintre rău și bine, dintre atâtea încurcături pe care le-a adus păcatul, în luptele acestea ale noastre venim în seara aceasta înaintea ta și îți cerem să ne ajuți să te alegem pe tine. Ne-am săturat, Doamne, de chipul celui rău, ne-am săturat de legile și de harul lui și am vrea în seara aceasta să ne tocmim cu tine. Mai dă-ne încă o dată viața Domnului Hristos și ajută-ne să-ți jurăm că-ți vom da și noi toată viața noastră. Și fă din viața noastră un drum curat și frumos. Umple-ne fața, inima și sufletul și mintea de liniștea și de pacea ta. Și ajută-ne să fim atenți și să tresărim la ofertele cerului tău. Te rog, binecuvintează pe toți musafirii care au fost în seara aceasta aici. Doamne, insist, nu-i lăsa nebinecuvântați.
du-te cu ei acasă și în toate problemele pe care le au și ajută-i pe ei și pe noi să hotărâm irevocabil pentru tine. Numele tău îl lăudăm pentru că ești bun, al Domnului Iisus Hristos pentru că a murit pentru noi și al Duhului Sfânt care ne-a umplut viața ca să ne putem mântui. Să fii lăudat în veci de veci. Amin.